Salută, fratele Coracu, și bine ați venit la un nou tutorial, blăniță, băi, pentru că mi l-a cerut și pe ăsta, mi-a cerut să fac un tutorial în care arăt cum editez eu. Vreau să vă zic din start că eu editez basic, doar două, trei chestii, adică știu un pic mai mult, dar nu mă arunc în program. Dar astăzi am venit cu o variantă de editare simplă pentru voi, nu Filmora, ci în opinia mea cel mai bun program, și anume Adobe Premiere Pro 2019. Premiere Pro, frate, oricum, poți să ai și 2022 și 2017, mă rog, să fie 2019 măcar, minim, nu știu, zic și eu. Cum v-am zis și la Photoshop, nu mai îmi cereți acolo în comentarii, că îmi cereți foarte mulți programul. Nu am cum să vă dau programul, frate, pentru că nu am cum, atât. Înainte să începem clipul, follow-mă pe Instagram la Jegosul Suprem, pentru că sunt activ acolo toată ziua bună și dați mesaje și vă răspund la toți. Like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat, cu clopoțel neapărat. Urmăriți și pe Grasul ăsta pe Instagram, glumeam să nu-l urmăriți. Haideți să-i dăm bătaie. Eu am filmat acum 5 minuțele un clip care o să apară înaintea ăstuia, și anume cum să îți configurezi Nightbot-ul. Și acum, practic, ca să lege unul cu altul, o să editez clipul ăla și o să vă arăt vouă cum editez eu un clip simplu și atât. Bun, deci noi avem clipul care este aici. Nu, ăsta e să trage acum. Ăsta este clipul. Bun, îl băgăm aici, bărăt, și așteptăm să deschidem premierul. S-a deschis premierul și în premier prima și în prima oară o să vedeți treaba asta. Bă, nu vă sperează premier. Prima dată o să vi se pară nasol, super nasol, dar eu o să vă ajut, da? O să vă ajut. Stați liniștit, mie îmi iartă PC-ul. Dar aici am eu toate proiectele mele. Ce trebuie să facem prima dată? Trebuie să dăm New Project, ok? Îl denumim aici Tutorial Nightbot. Dăm OK. Și începe magia. Băi, magie. Am răcit un pic corona. Bun, prima dată și când ați intrat în Premiere, o să vă arate așa, dar eu nu cred că m-am pus bine cu camera în dreapta, o să mă pun un pic mai jos. Așa, m-am dat un pic mai jos ca să vedeți voi ce fac eu pe aici. Bun, așa arată Premiere-ul prima și prima oară, nu vă speriați de el, o să vă explic foarte simplu, foarte rapid. Aici aveți timeline-ul vostru unde lucrați, aici o să se întâmple toată nebunia. Aici aveți proiectele unde adăugați clipurile, de aici adăugați tot și le trageți în dreapta. Aici efect controlul edit. Niște chestii unde tăiem, facem mai multe chestii, și aici unde aveți preview, și aici esențial grafic sau ce arătați voi pe taburi. Bun, deci prima și prima oară ne ducem, avem clipul, da? Ăsta e clipul nostru, puteți vedea aici. O să îl iau cu drag and drop. De aici o să-l pun la proiect, îi dau X la nebunia asta. Bine, trebuie să meargă și calculatorul mai repede că... Dacă aveți calculator ca al meu, haolo mamă! După ce s-a încărcat clipul, aici în stânga îl vedeți, cu Nightbot-ul, drag and drop și îl tragem și îl punem pe timeline, și ăsta este clipul nostru. Puteți vedea, dacă vi se blochează din prima, să știți că trebuie să, la unele clipuri mai stă să-și audio mai greu sau video. Da, uite, like la acest clip, subscribe, okay? Dacă nu... Bun, hai să aprind și-o căștile, pentru că mi s-au țins căștile mai devreme. Bun, și vă arăt acum niște scurtături ca să nu stați să apăsați pe toate nebunile astea, da? Notați-vi-le, e foarte important. Deci, prima și prima chestie, avem Q. Deci Q este unealta, când apeși C, deci vedeți că dacă apăs C, mai pare un razor să tai, cu C-ul tai. Deci, apăs C, dau click aici, dau click aici, dau click aici, dau click aici, și apoi am V-ul. Deci, C-ul taie, da? C-ul ne face unealta de tăiat. Ok, uite, haideți să fac o demonstrație. Deci, eu am intro-ul ăsta, da? From mic check. Vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou web. Bun, deci practic clipul meu începe aici. Vă salută, fratele Conacu. Eu vreau să renunț la partea de început. Ce fac? Apăs C-ul, mi-a apărut un alta de tăiat. Mă duc aici. Bun, a doua scurtătură, ca să vă ajute mult mai mult, aveți plusul. Plusul și minusul, da? Plusul, deci plusul vă dă zoom în timeline.
plus, 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 minus, 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 zoom out, da? Zoom in, zoom out. Plus, zoom in, minus, zoom out. Și avem aici, ne ducem, selectăm pe bară, o punem exact unde vrem să începem și dăm plus și o să facem o tăietură foarte la linie. Bun, a treia scurtătură, să spunem așa, deși nu cred că este, pe timeline, dacă dai rotiță în jos sau rotiță în sus, te plimbi tu, te dă înainte, înapoi. Da, vă dați voi seama. Și avem așa. Deci, pornim aici. Vrem să înceapă clipul. Îi dăm plus, 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 plus până am ajuns la linie. Ne dăm un pic cu rotița, apăsăm Q, ne ducem aici exact la linie. Am tăiat și dăm zoom out cu minusul și vrem, a patra scurtătură asta e, vrem să tăiem, selectăm și să dăm delete la partea din înainte. Cum facem treaba asta? Cu V. V-ul, deci când apăsăm V, selectează. Am apăsat V, am selectat o pasta, am dat del pe tastatură delete, selectez și audio că e tăiat și ăsta, del, simplu. Ei, acum avem un spațiu aici care o să stea la începutul clipului. Vedeți, dacă trageți la început și dați play, practic clipul începe, dar nu se vede, nu se aude nimic. Ca să facem treaba asta, apăsăm V-ul, iar selectăm spațiu dintre și apăsăm delete și automat clipul nostru s-a tras la început și... Vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod din tutorialele noastre mirifici, nu știu ce, al câtelea episod, al șaptelea, vedeți, da? Bun. Eu acum o să mă apuc, ca așa o editez eu de fiecare dată, vreau să-mi scot pauzele vocale. O să vedeți că eu am niște pauze vocale, gen... Sau... Eu asta vreau să le scot, da? Bun. Și acum o să, probabil o să dau un pic pe repede înainte, că ați înțeles. Deci asta fac eu. Mă duc, caut pauzele vocale, apăs Q, selectez pauza vocală, apăs V, o selectez, îi dau delete, apăs între spațiu, am șters spațiu dintre ele și așa merge. Eu o să dau un pic de pe repede înainte acum, da? Poate pe viitor o să fac un tutorial și pentru așa ceva, pentru că eu am învățat tot de la altcineva, da, de pe tutoriale online. Nu e un site, pe YouTube am scris. Dar uite, de exemplu, aici eu vreau pe Instagram, ca să mă urmăriți pe, vreau o animație cu Instagram. Eu am deja făcut-o la Graphics aici, dacă mă duc și caut Instagram, o să găsesc aici Instagram. O iau, o trag peste clip, se sincronizează cu tăietura. De-aia am dat tăietura aici și o să vedeți că apare Instagram. Pe Instagram, la Jegosul Suprem, pentru că acolo sunt activ în mare parte a zilei și vă răspund la toate mesajele. Bun, vedeți că am o pauză la mesajele. Mesajele de aici, după mesajele. Și dacă am o pauză vocală pe care o selectez și o tai. Și dacă vreți să aflați ceva despre mine, trebuie să mă urmăriți pe Instagram. Like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat, cu clopoțel, pentru că majoritatea nu aveți clopoțelul activat, ca să fiți notificați când intru pe următorul live sau când postez. Aici vrem să facem o chestie frumușică, vrem să facem așa. Am căutat comentariul unui băiat care a recomandat clipul ăsta cu Naibotul și vreau să apară comentariul lui pe ecran, aici un fel de Q&A, și vreau și un sound de pop-up sau când postez. Cum a întrebat și Iron Boy? Bun, vreau să apară Iron exact aici. Am dat o tăietură pe care nu o să o folosesc, doar ca să sincronizez eu poza. Eu am făcut deja treaba asta, am tăiat poza și o am aici. O să o trag în timeline. Mă rog, în termen aici, în media, și o să o aduc acum peste, dar cum a întrebat și Iron Boy, vedeți că i-am dat tăietura asta aici ca să pot să o sincronizez. Iau poza, comentariul acesta și o să îl pun exact când zic Iron Boy. Iron Boy, vedeți că mi-a apărut aici. Bun,
Hai să vedem În cât de... comentariu, Sablanao a zis, poți să faci un tutorial cum să configurăm naibă, tot așa? Bun, atât îl vreau. Acum am pus, când zic Iron Boy, i-am pus și comentariul lui să apară. Și Iron Boy, vreau totuși să nu-l las pe mijloc și vreau să-l pun undeva în dreapta. Ce trebuie să fac eu acum? Deci selectez comentariul lui, da, cu V, dau V, selectez comentariul lui, mă duc pe editing sus, comentariu, da, poza aici selectată și o să vedeți că aveți aici position, două coordonate și scale-ul. Scale-ul e să-l faci cât de mare vrei tu. Uite, o să las, uite, cam așa. Și position-ul, o să vedeți că dacă trageți, țineți apăsat și trageți de ele, deci trebuie să ținem apăsat și să ne mișcăm stânga-dreapta, da? Sus-jos degeaba, dai? Adică tot aia se face. Eu vreau să-l pun cam pe aici și în partea din dreapta să-l mut sus-jos. Și o să vedem că îl avem aici. Și Iron Boy! Vedeți? Bam, 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 bam. În Așa. comentarii. Ce vreau să-i mai fac la treaba asta? Vreau să îi dau un pop-up, da? Un efect de la cu când apare. Și Iron Boy, da? Bun. Eu deja am downloadat asta, dar puteți să intrați și voi pe YouTube și să căutați pop-up sau un defect să le downloadați de acolo. Eu folosesc 4K download, video downloader. O să vedeți că am aici la downloads, stați așa un pic, pop-up effect, show in folder. După ce l-ați luat, da, îl trageți aici în Photoshop și dacă îl trageți și îl sincronizați aici, o să vedeți că va apare. E, dacă ați luat un videoclip cu, deci dacă ați luat un videoclip, ceea ce înseamnă că are și video partea asta, trebuie să-i ștergeți videoclip, clipul, partea cu clipul în sine. Partea cu clipul, să știți că mereu stă deasupra. Adică aici. Uite, eu o să o șterg de tot. Îl am aici în stânga, da? Vreau să-l trag pe clip exact să se sincronizeze aici când am eu comentariu, da? Poc! Bă, ce s-a urmat? Ce e asta? Deci, vedeți? E, ceea ce trebuie să fac cu V, selectez partea de clip care e deasupra comentariului, îi dau delete și o să vedeți că o să avem doar sunetul. Și Play. Iron Boy în comentarii. Dar totuși sunetul are o pauză înainte, vine sunetul și o pauză după. Ca să facem treaba asta, ne uităm aici pe timeline, da? Dăm click pe el și dăm cu plus. Și vedeți că ăsta e sunetul practic în sine. Ok? Vedeți că nu e nimic, sunet nu e nimic. Bun, ce facem noi acum? Apăsăm Q, care e un alt de tăiat. Tăiem înainte, dăm V, selectăm partea dinainte, del, delete. Acum o selectăm pe asta și o sincronizăm să vină exact cu comentariul și cu tăietura de am făcut-o noi. De-aia am făcut tăietura că ne ajută. Și acum dăm înainte și dăm play, cum postez. Cum a întrebat și Iron Boy în comentariul Sablanao. Bun, forțini. Și avem practic un efect cu un comentariu. Așa puteți să lucrați pentru Q&A-uri. Cine vrea să facă Q&A-uri, da? Bun. Și acum ne continuăm. Vă dau eu iar speed up pentru că fac aceleași chestii de v-am zis. Apăs Q pentru a tăia, selectez perioada, apăs V pentru a selecta perioada, del, da? Del pentru a șterge perioada aia, apăs iar click și iar del ca să șterg să unesc clipul. Asta fac întotdeauna eu. Și o să vă arăt și cum să dați un speed up. A zis, poți să faci un tutorial cum să configurăm naibotul, așa că o să vă arăt astăzi cum să configurăm naibotul. Tot ce trebuie să facem, aveți un link, așa că o să vă arăt astăzi cum să configurăm naibotul. Păi dăm cu vele de tot. Pentru început trebuie să Nightbot. Pentru început trebuie să intrăm pe Nightbot și avem aici niște chestii foarte, foarte simple. Trebuie să ne logăm și folosim YouTube, așa că dăm click pe login cu YouTube. Mergem pe contul nostru pe care îl folosim și vrem să adăugăm Nightbot. Pentru cine nu știe ce face Nightbot, Nightbot este un... program. Un programel, un bot, care îți cuantifică ție, îți ține cont de, uite, toate mesajele, cine a vorbit cel mai mult pe canal, cine a dat cel mai multe astea, comei. Uite, nice, aici avem o situație de nu o vreau eu pe clip, da? Și anume, un programel, un bot, care îți cuantifică ție, îți ține, deci ceea ce a trebuit este mai bot. Nu l-a folosit de mult, așa că mă programel. Și uite, de exemplu, eu vreau să type am ăsta. Dar totodată putem să-l customizăm noi și îi pot băga anumite comenzi ca să nu mai stai nimeni să se întreb care îți cuantifică ție, îți ține cont de, uite, deci, avem o situație, programel, unde vrem să tăiem programel, asta îmi place, mai bătut, este un programel, vreau să tai după programel, până bot, care îți cuantifică ție, îți ține cont de, uite, toate mesajele, cine a vorbit cel mai mult pe canal, cine a dat cel mai multe astea, comenzi și ce comenzi să dau, ce comenzi să folosesc, dar totodată putem să-l customizăm noi și, ca aici avem treabă, îi pot băga anumite comenzi ca... Deci până aici vreau să reduc, da? Deci avem, da, aici, bătut, este un programel, un bot, da? Și vreau să tai toată partea asta, deci cum am făcut? Vreau să tai de aici, de la un bot, da, dau click pe sunet, să-i tai sunetul, dau click și pe video, dau minus și vreau să tai până aici, da? Dau click și aici, și aici, și am partea asta de tăiat.
Ce fac eu acum? Cu V-ul o selectez, am apăsat V, o selectez, îi dau delete și la sunet, selectez spațiul dintre și dau delete și automat salipitez un bot. Păi bot băga anumite comenzi ca să nu este nimeni să se întrebe ce tastatură ai, ce PC ai. De exemplu, dacă suntem gamer, eu o să adaug acum niște comenzi ca să le vedeți voi. Deci, după ce am intrat pe Nightbot, trebuie pur și simplu să mergem pe tabul de comands la custom aici și la custom poți să fie 0. Deja început să fie 0, eu am avut customizat, doar că l-am scos, dar o să fie 0 aici probabil. Tot ce trebuie să faceți voi este să vă adăugați comenzi. Cum am eu aici? Comenzi. Deci, am comenzi, am donații, am giveaway, Instagram și membru. Bun. Noi ca să adăugăm o comandă, asta trebuie să facem la început. De exemplu, să zicem că vreau să fac comanda iar de Instagram, bun, da? O șterg și pe comanda de Instagram, nu mai am acum și vreau să fac o comandă de Instagram. Ce se întâmplă? Când un simplu om care sunt la tine sau moderator îți dă comanda de Instagram, automat Nightbot o să dea Instagram-ul tău în chat. Ca să facem asta, facem o dată aici pe add comand, scriem comanda, semn exclamări, Instagram, ok? Deci e foarte important să fie semn exclamări înainte. Și uite mesajul ce va apărea. De exemplu, eu vreau să scriu aici pentru a... Nu uita să mă urmărești pe Instagram. Două puncte, pentru că urmează link-ul și intru acum pe Instagram. La mine pe Instagram, Jego Suprem aici, bam, copiez ăsta, mă duc aici, am pus un spațiu, am pus www.instagram.jegosuprem. Bun, acum aveți două posibilități. Cine poate să vă dea aliasul ăsta, comanda asta, cine poate să folosească? Păi e foarte ușor, aveți user level. Dacă dați everyone, o poate folosi toată lumea. Dacă dați pe unul, numai voi o puteți folosi. Dacă dați pe moderator, numai moderatorii. Dar eu recomand ca aceste comenzi să fie pentru toată lumea. Bun, mai jos avem un cooldown. Cooldown înseamnă spațiu... spațiu dintre o comandă și alta. Dacă cineva începe, de exemplu, sunt 10 oameni și încep 5 oameni dintre ei să dea semn exclamări Instagram, trebuie să fie un cooldown ca să nu se facă un spam. Și acesta este cooldown. Puteți să uitați la 30 de secunde, la 5 secunde. Eu o să las la 20 de secunde, da? Asta apar la 20 de secunde. Aliasul ăsta, if this command is supposed to call another command, specify the other command here. No, bun. Eu până acum i-am pus și comandul și aliasul la fel. Instagram, după deci semn exclamări Instagram. După ce am făcut treaba asta, dăm ok, summit și avem aici, vedeți că avem Instagram și ne-am făcut o nouă comandă. Eu mi-am făcut o comandă și pentru membru, dacă vreți să vă dea link-ul unde puteți deveni membru. Comanda mea de la giveaway, comanda de la donație și comanda de la comenzi, da? Adică, uitați la comenzi, de la comenzi trebuie modificată și acum vă arăt cum să modificați. Da? Deci am făcut comanda de comenzi. Aici am meme, eu nu mai am meme și nu mai am nici Discord. Bun, deci ca să o să creăm o comandă iar, ca să vedeți voi, să facem comanda de Discord, eu nu o să vă mai explic. Și vreau să vă uitați după mine să spuneți dacă ați înțeles cum ar veni, dacă și vreți să vă deci, vreau să facem Discord, da? Acum o să vă arăt eu, de fapt, cum să faceți un efect rapid, adică clipul să meargă super rapid, da? Cum se numește, mă, grasule? Fast forward. Fast forward. Ok, bun. Ca să faceți treaba asta, trebuie să selectați începutul, adică perioada pe care să fie fast forward, că nu vreau pe tot clipul. Apăs Q, dau două cut-uri aici, pe sunet și pe video, apăs minus și vreau să văd până unde merge. Ați fost atenți? Bun, deci aici se termină. Asta e, apăs V, asta este perioada care vreau să îi dau fast forward. Ce fac eu acum? Țin apăsat sub ea, o selectez, click dreapta și mă duc pe speed duration și vedeți că ea pe 100% bază cum are ea, are 44,59 de secunde. Eu ce fac acum? Îi dau dublu sau mai mult cât vreți voi, îi dau 200% și vedeți că ea se transformă în 22 de secunde și 29 de milisecunde. Îi dau OK, vedeți că mi-a făcut-o mai mică, mi-a creat un spațiu, selectez spațiul ăsta dintre ele, dau delete și ea s-a lipit, mă duc înainte și dau play. Dacă și voi ați făcut la fel, deci vreau să fac pentru Discord, da? Și acum vedeți că totul este pe rapid. Aici mi-a luat link-ul de... Bun, haideți să vă arăt și cum să faceți un text simplu, da? Deci, ca să puneți un text aici pe imagine, trebuie să selectăm partea video aici, da? Apăsăm pe T și vedeți că ți apare unde sta cu o liniuță. Dați pe ecran aici T și scriem. Aici căutam link-ul de Discord. Bun, avem treaba asta și vrem să îi schimbăm din culoarea alb, pentru că nu se vede, să schimbăm în altă culoare. Ce facem? Dăm click oriunde lângă, selectăm porțiunea asta, pentru că ăsta e scrisul nostru, vedeți? Selectăm porțiunea și vedeți că în stânga la efect control aveți mai multe opțiuni pentru acest text, ok? Ce fac eu cu acest text? Vreau să-i dau unul la mână, să-l scalez, vedeți că se face mai mic, mai mare, da? Vreau să-l scalez și vreau să-l fac negru. Bun, ca să-l fac negru, bun, deci în stânga la graphics avem text,
Da, vedeți, text cu ochișor. Dacă apăsăm pe ochișor, dispare textul. Ne ducem pe text, îl deschidem în jos. Voi aveți, am scris aici textul și totuși nu putem să modificăm asta pentru că am pus pe negru și nu este, frate, că nu e negru. Trebuie să selectăm tot textul de l-am scris noi. Deci, ne ducem, selectăm tot textul, dăm pe fill și ne ducem pe negru și aici o să ne apară negru, da? Deci, foarte important. Ați fost atenți? Ați fost atenți? Da, cred că am fost. Bun, haideți să modificăm asta cu comentarii, că pe Discord am reacționat pentru că aveam Discord. Haideți să le facem asta cu comentarii, foarte meme. Am dat, ca să le faceți, o, să nu știu, să umblați la aia la comentarii, trebuie să dați lângă recycle din ăsta aici, aveți un, o chestie galbenă, dați pe ea la modificare, pe urile. Bun, de ajuns. Bun, cu ce vă mai ajută pe voi, că mare parte ați înțeles comentarii și cam asta e principalul, principala chestie, cam asta este la Nightbot. Cu ce vă ajută pe voi Nightbot în plus? Pentru oamenii care sunt gamer, pentru oamenii care vor să facă giveaway-uri, aveți tabul de giveaway și este foarte simplu, intrați pe el, o să puneți lumea să înceapă să scrie chat-ul vostru în timp real, puneți lumea să scrie în chat, voi puteți aici face un giveaway cu un keyword, cu un random number, sau cu activ user, cu toată lumea să scrie. Dacă aveți un keyword, ziceți oamenilor, scrieți, nu știu, capac și oamenii scriu și automat o să îi adauge aici, puteți să le faceți eligibil. Ok, vă ziceți oamenilor, scrieți, nu știu, capac și oamenii scriu și automat o să îi adauge aici, puteți să le faceți eligibilitatea oamenilor, adică dacă vreți faceți doar pentru mod. Faceți eligibilitatea oamenilor, adică dacă vreți faceți doar pentru moderator, pentru regulați, pentru users, adică pentru toată lumea cum ar veni, da, vă puteți juca pe aici, deci este benefici pentru giveaway. Mie mai ușor să mă exprim în română, vă zic. Nu, mai ales regulați, regulaturile sunt, asta vă dau ei automat, adică, un fel de timers, ca să înțelegeți. Uite, Ioana timers aici, e o anumită comandă sau o anumită frază pe care Nightbot-ul vă dă la un interval de timp. Uite cum am eu, ia, manda pe moderatorul sau tu, ci timerul. Timerul îți dă automat la o distanță de timp pe care o să mai vreau, o să-i dau delete, cruz this, deci, fiecare, slash, minute, slash, semnul ăsta mai membru și mesajul ăsta pentru a intra familia acesta de lucruri de mai jos, are o opțiune, anumită de Discord la 15 minute, o donație la 6 minute, minute, da? Deci, haideți să, pe Instagram, o să refacem comanda de Instagram, îi dăm delete și ne adăugăm un timer. Dăm în dreapta, add, scriem aici, Instagram, spunem la Instagram, follow pe Instagram pentru a fi, am pus linkul, intervalul de timp, la intervalul de timp la care se apare, ia, da? Deci asta o vrem să fac la 5 minute, două linii pe chat pentru că sunt în două linii să ocupe prea mult și aia o să punem Instagram, să se sincronizeze cu cel de la comenzi. Dăm summit și avem un nou timer setat la 5 minute pentru Instagram. Acum vă puteți juca voi, aveți să-mi request, faci muzică aici sau poți muzică sau să dai oameni, fica muzică. Da, noi mergem înapoi pe dashboard. Acum guys, tot ceea ce trebuie să faceți, pentru că încă nu e activ, da, încă nu e activ, Nightbot-ul, trebuie pe dashboard să vă duceți să dați join channel. Asta e cea mai importantă chestie. Dăm join channel și vedeți că aici spune Nightbot, îi dau linkul cu roșu de la fără spațiu, aveți grijă. Bun, ce vă zice aici, trebuie să vă... Intrați pe YouTube, simplu la voi, la canalul vostru, vă duceți pe studio de creație. Ne ducem la comunitate. Studio de creație. Ne ducem la comunitate. Setări pentru comunitate. Și aici aveți toți moderatorii voștri. Și aici aveți toți moderatorii voștri și aici toți moderatorii voștri. Ok, bun. Ce trebuie să facem noi aici? Este foarte simplu. Trebuie să adăugăm linkul de la copiat de aici de la Nightbot. Trebuie să adăugăm aici. Da? Deci dați jos la moderatori Ctrl Q sau Ctrl V sau click data paste. Vă scrie Nightbot-ul. Vi-l adăugat aici. Dați click și dați salvează neapărat până vă zice că s-a salvat. Toate modificările au fost salvate. Și acum tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați live pentru că Nightbot-ul merge numai când ești live. Ok? Bun. Și aici pe dashboard mai avem niște statistici cu ar fi top chat-ul, da? Adică cea vorbit cel mai mult, vedeți că nivelul de la lucra Ischimie, vedeți aici, da? Și cea mai tare comandă dată de toată lumea, păi aveți și statistici, un fel de toc, da? Vedeți? Deci la lucra 2700 de mesaje, tot 1400, Adrian 932, Ocada Kiu 700, da? Sunt ok. Și cam asta a fost... Da, și cam asta a fost, guys, nu uitați următorul clip pentru ca să se lege cu clipul, o să fac un editez în Premiere Pro, un simplu edit, o să fac foarte multe edituri acolo, da? Bun, acum de încheiere pentru acest clip, vreau să bag iar treaba cu follow-ul și sincronizez când zic eu follow pe clipul, dar follow pe... Bun, deci exact aici la început, dau două cut-uri care nu mă afectează cu nimic, mă duc chiar pe graphics, îmi iau de aici din template-urile mele Instagram, voi nu-l aveți, dar puteți pune un simplu scris cum am pus eu ăla și dau iar aici plus și o să vedeți că se sincronizează. Follow pe Instagram, lasă că o să suntem pentru că sunt activ acolo, v-am mai zis de 50.000 de ori, subscribe dacă nu ești abonat, cu like-ul la Blanau și clopoțelul activat, eu am fost cu Nacu, baftă! Bun, dau un cut la ultima de asta, șterg și dacă dau minus, vedeți că tot clipul nostru are, puneți pe ultima secundă, se rece, 10 minute 45 se arată aici. Bun, acum o să vă arăt și setările de export sau cum exportăm clipul, pentru că l-avem, da? Acum normal trebuie să mă uit iar până el, dar pentru tutorialul ăsta nu mă mai uit eu să mă uit după, after. Vă salută fratele Conacu și bine, da? Bun, ce trebuie să fac eu acum? Trebuie să mă duc în stânga sus pe file, export media. Și avem aici mai multe setări, la fel cum am zis și în clipurile anterioare, nu stau să le explic pentru că nu știu să dau exact ca la carte definiția și nu vreau să mă îmbărș. Și automat o să vi le arăt doar
Eu la preset mi-am făcut un preset care se numește setter 1920x1080. L-a format, las pe H264, îi dau la output name, o să-i pun numele tutorial night, hai să vedem, 7 cred că e, nu, o să scriu night bot, MP4 salvat, ok. Trebuie să verificăm aici use maximum render quality. După ce ați făcut setările astea, îi dați export și o să vedeți că o să înceapă exportul, care vă zic de acum vă mănâncă 90% din calculator, deci nu încercați să vă mai jucați. Cât exportează, lăsați-l să exporteze că vă omoară calculatorul. Băi, chiar vreau să-mi ziceți dacă a înțeles cineva în comentarii ceva. Eu vi le mai aduc aminte odată pentru că poate nu le-ați înțeles. Notați-le pe ceva. Deci Q-ul, asta este astea sunt shortcut-urile de le folosesc în Premiere Pro și trebuie să le folosiți și voi pentru că sunt foarte ușoare. Q-ul, da? Deci apeși odată, astea sunt așa, da, le apeși odată și se selectează. Q-ul este unealta de tăiat, V-ul este unealta de selectat, plusul îți dă zoom pe timeline, minusul scoate zoom-ul de pe timeline, del-ul de pe tastatură îți șterge perioada aia sau ce ai făcut tu. Foarte, foarte simplu. Dacă ați făcut un cut, nu uitați să ștergeți spațiul gol dintre el cu V, select, delete și gata, ca să se unească clipul. Sper că ați înțeles ceva. Follow pe Instagram la GK Supreme, pentru că sunt activ acolo mai mereu. Like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat și clopoțelul ăla e foarte important. Eu am fost fratele, băga-mea și pula în gura ta. Eu am fost fratele Conacu. Ciao, les. Târfele astea te mint, târfele astea se simt. Sunt gata de luptă, presimt. Gata, se rup și promit că vin de departe, răsar peste noapte ca sarea în bucate. Spălat de păcate, te dau la o parte. Nu-i de clemență, ai expirat, ai dat-o demnențe. Timpul meu zumea o parte, până la capă joc cartea. Olin cu capul în ori, ești amuzant, dar n-ai umor. Ești frecție la picior de lemn, Capricoana. Ăștia vor să mă corupă, la fel ca satana. La cer sanda, o sana, când ca santana. Sunt King Kong, la balul tău să-mi suși banana. Eu nu vreau un trending, îmi stă bine în training. Ți-au MC de urechi și trimit la training. Iau, te duci la foale, sunt punctul de la finalul carierei tale.